Vorbim cu față locurile și spunem împreună să vii să fie Domnul. Un singur argument ar fi suficient să motiveze prezența mea aici. E un argument biblic. În Scriptură scrie că e bine să te duci în casa de jale. Acolo îți aduce aminte că ești trecător și acolo te faci mai bun. Să dea Domnul să fie așa în seara. Frații care au vorbit înaintea mea au fost mai legați sentimental de fratele Mihai. Eu m-am uitat în racă, am încercat să gândesc dacă l-am cunoscut sau nu, încă nu știu dacă l-am cunoscut sau nu. Mai am un argument pentru care sunt aici, dar ăsta e mărunt. Neamul nostru, familia noastră din Bosanci, s-a înscris cu neamul ăsta mare al lui Ilioi și al lui Vicol, nepotul meu căsătorit cu Lavinia, pe care dumneavoastră o știți, s-am vrut să fim aici. Pentru dumneavoastră, unii cineva mai spun ca pentru mine. Dacă nu l-am știut, pentru voi, pentru sora Lenuța, a murit soțul. Și asta spune mult. Când s-a rupt jugul ăsta al căsniciei. Dar are rost să trăiești. Aici e sora mea, mai mare cu 10 ani ca mine. Băiatul e căsătorit cu Lavinia. Când acum 24 de ani au rămas văduvă, m-am dus și eu la ea. Și a spus, sora mea, are rost să trăiești. Ai copii de crescut. Sora Lenuța, are rost să trăiești. Pentru odăița aia care se împui și am înțeles 10 copii. Să spui câte o rugăciune pentru fiecare. Că așa cum se roagă mama, nu știu dacă se poate ruga un păstor sau altcineva. Are rost să trăiești. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Pentru voi o unitate. Îmi puteți spune cum a fost tatăl vostru? Mi-l-ați putea descrie? Nu ne-ar ajunge vremea. Eu am avut și eu un tată și am avut un tată bun. Și o mamă, a fost o mamă bună. Mulțumesc Domnului că l-ați avut până acum. Atâtea dureri sunt. Recent m-a sunat un prieten din Norvegia, 40 ceva de ani, tata 7 copii. Eu mi-am dat doctorul o lună de trăit. Am intrat în post, în rugăciune, să se îndure Dumnezeu. Amin. Când ajunge în astfel de situație, ai o altă percepție a vieții, a căsniciei, a finalului. Nu cum multă vreme în urmă, frate Florin știe. Mă uitam la niște analize și mi-a spus doctorul, domnul Cruitor, soția lui Italia are cancer malign, 100%. Du-te unde vezi cu ochi. Altfel am privit deodată viața și finalul vieții. Mulțumesc Domnul că mie mi-a făcut bine. Și mulți au rugat pentru mine, poate și voi. Și mulțumesc încă o dată, Domnului, avem vești bune. Frații mei, Apostolul Pavel, în cuvântul care a fost citit, nu se îndoiește de viață și moarte. Nu pune sub semnul întrebării care ar fi ilogic. Dacă trăim, dacă murim, trăim. Trăim și murim. Numai el spune acest dacă ca o concluzie, ca o recomandare, dacă trăim, să trăim pentru Domnul. Dacă murim, să murim pentru Domnul. Că în legea semănatului și a seceratului spune că ce seamănă omul aceea va secera. Nu putem trăi pentru noi și muri pentru Domnul. De aceea recomandarea mea în seara aceasta. Haideți să trăim pentru Domnul. Amin. Și hai să medităm profund la pasajul acesta. Chiar întotdeauna, în ultimul moment al vieții, trăim pentru Domnul? Dar trăim pentru Domnul, vom muri pentru Domnul și vom moșteni cu Domnul. Amin. L-am însumat câteva gânduri, le-am așezat sub un titlu. Câteva gânduri scurte, sărăcăcioase. Cât mai trăim? Titlul e pertinent pentru o seară de priveci. Cât mai trăim? Dar nu e întrebare. Că dacă aș spune asta ca întrebare, niciunul din voi nu poate răspunde. Să vă întrebe fiecare cât mai ai de trăit. Nu știu. Știm doar că viața e scurtă,
E ca un abur care se ridică sub piele. E ca un vis la deșteptare, ca o strajă de noapte, ca iarba care e costită și se usucă, ca un sunet, ca un zbor. Zilele trec ca să vei ca trăzătorul printre fire. Viața noastră e plină de necazuri, ani zboară, lucru cu care ne lăudăm, îi trudă și durere, asta știm. Viața e scurtă, moartea e imprevizibilă, asta știm. Dar eu am pus titlul ăsta, Cât mai trăim, urmat de o recomandare spusă de Apostolul Petru de data aceasta. Pentru că în vremea cât mai rămâne de trăit, spunea 1 Petru, capitolul 4, versetul 1, să nu mai trăim după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Trăim o escaladare a conflictelor. Acum am venit, când am venit la serviciu, un băiat mi-a, tata, ai văzut că China e în război cu Taiwan? Nu știu. Dar și Serbia atacă Kosova. Măi, nu știu, n-am, nu s-a pânt. Da, Rusia a atacat Ucraina, știm. Războaie, vezi de război. De războaie, lumea se înalmează. Cineva parcă vrea să întoarcă pandemia înapoi, specialiști preconizează o criză, o foamete globală, lumea se înalmează. Militarii cer arme, dați-ne arme, cât mai sofisticate, cât mai distrugătoare, vrem arme, strigă toți militarii. Societatea civilă se înalmează. Baxul cu hârtini, alimente de bază, iod, spirit, faceți-vă provizii. Că vine o foame și cineva spune, dacă mor toți, eu o să mai trăiesc o săptămână în trupă, de aia cumpăr totul. Credincioși, se înarmează și ei. Și Pietru spunea, astfel fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Dincolo de armătură din Efeseni 6, cu râmnă pentru picioare, cingătoare, platușă, scutul credinței, sabia Duhului, avem și coiful mântuirii, ne protejează capul, ne protejează mintea, coiful mântuirii. Și Petru vine spune, înarmați-vă cu gânduri, sunt aici să vă recomand, hai să facem câteva provizii de gânduri. Gândirea e o parte componentă importantă a victoriei. Lupta nu se mai duce cu bâta, nici cu sticla de vodcă, așa cum ironizează unii. Nu, lupta războaie se duc cu chipzuință și cu tehnică. În lupta asta împotriva diavolului pe care o ducem, noi trebuie în seara asta să ne înarmăm cu gânduri bune. Că făcând o radiografie a gândului, am întâlnit gânduri rele și gânduri bune. Ieremia 29:11, gânduri de nenorocire și gânduri de pace. Hai să alegem gândurile bune și plecăm de la privechiul acesta mai puternic, mai înarmat, ne înarmăm cu gânduri. Ce gânduri luăm noi? Hai să luăm câteva verificate, dovedite ca fiind bune. Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Care au fost gândurile Domnului Iisus? Că cel care a pătimit în trup a sfârșitul cu păcatul. Primul gând, pătimirea în trup. Gândul suferinței. Frații mei, noi acum nu trăim în vreme de prigoană la Rădăuți. Poate fratele au dus vremuri mai grele. Poate bunicii noștri, bunicul meu condamnat la Rădăuți pe 25 de ani, a îngrăit din pușcării, făcuți, poate. Noi am suferit mult mai puțin. Dar frații care au dus greu luptă, pionierii, acolo în închisoarea din Cernăuți se făceau rugăciuni. Și Duhul Sfânt a spus, va veni o vreme când vă veți bucura cu ușele și ferestre deschise. Și a fost o vreme îndelungată, am prins în ori, am trecut de 62 de ani de când sunt în pocăință. Mulțumim Domnului pentru libertatea aceasta. Știți ce spune Duhul Sfânt în ultima vreme? Tot mai des. Ori Domnul va fi încercat. Că peste biserica Domnul vor veni încercări și vor veni necazuri. În Bucovina nu avem prigoană, dar în lumea largă există multă prigoană. Cea mai mare prigoană e dezlănțuit împotriva creștinilor. În lumea islamică, în lumea budistă, frații noștri suferă, frații noștri mor, familii sunt despărțite pentru credința în Domnul. Dacă va trebui să suferim și noi pentru Domnul, ne înarmăm cu gândul ăsta?
Dacă de mâine se dă o lege împotriva credinței, ce vom face? Eu am încurajat întotdeauna școala, studiu și copiii mei și alții. Avem un bosan și familie câte au de 5-6 la medicină. Și le-a spus, bravo măi, așa îmi place. Dar dacă vine o încercare, o prigoană, vrem de restricție, dacă se face ca înainte, că elevii eminenți erau dați afară din facultate, că erau pocăiți, profesori buni erau trimiși să lucreze la CAP-ul, ne putem înarma cu gândul ăsta. Dacă de mâine suferim pentru Domnul, că și Hristos a pătimit fraților. Spunea Petru Apolo, când era la șocorii, n-a deschis gura. Eu am citit versetele acestea, am meditat profund la ele. Așa de ușor ne iritem, atâta personalitate avem, atâta dreptate avem noi în adunare și în pocăință. Eram recent la o seară de rugăciune, miercuri, și erau niște frați frumoși, necunoscuți. În fața mea era o soră, nu știam cine. Și ies o lucrare, spune soră, dumitale îi trăi mai ușor dacă nu ți-ai scoate întotdeauna dreptatea. Dacă atunci când greșești, ai recunoaște, s-ar fi viața mai ușoară. Eu nu știam, sora s-a încrutat, nu-i convenea prologia. Un altul se uita la mine și făcea, probabil că o cunoștea. O zic, atât a scos dreptatea și trăiești o viață chinuită. Când greșești, recunoaște. Atâta dreptate avem în tot ceea ce facem, atâta vrem să fim noi de ridicați, dar dacă vine o prigoană, dar dacă vine o încercare, dar dacă va trebui să suferim pentru Hristos, vrei să ne înarmăm cu gândul acestea suferințe? Dumnezeu să ne ajute. Al doilea gând, astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că cel ce a suferit în trup a sfârșit-o cu păcatul. De acum, pentru Domnul trăi. Aici în Rădăuți, mulți pocăiți în Rădăuți și toți trăiți pentru Domnul. Nu mai trăim pentru noi, dacă trăim pentru Domnul, trăim. Hai să o sfârșim cu păcatul, că Harul Dumnezeu, Tit 2:11, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păcălitatea și cu poftele lumești. Și să trăim în viață de acum cu împărtate dreptate și evlavii, așteptând fericita noastră în nădejde. Asta ne învață Harul. Asta e gândul lui Hristos. Cel care o pătimit în trup, o sfârșit cu păcatul. Să ne dea Domnul puterea să fim mai spinți din seara asta. Amin. Și să trăim mai mult pentru Domnul, să murim pentru Domnul și să moștenim cu Domnul. Amin. Spunea în cartea Filipeni, capitolul 2, versetul 5, să aveți în voi gândul care era în Iisus Hristos. Și versetul 8 spune, s-a smerit și s-a făcut ascultător. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 16, spune, dar noi avem gândul Hristos. Care era gândul Hristos? Gând de smerire. Gând de umilință. Să ne dea Domnul seara asta. Amin. Și apoi următorul verset duce de la gândul la fapte. Și spune acolo, ajunge. Un strigăt, ajunge. În adevăr. Că în trecut a trăit în voia neamnă, a trăit în chefuri, bețiți, rugiri, doleri, neîngăduite. De aceea se mirie că nu alergați împreună cu ei la același potop de descriu și vă băjocoresc pe față, dar o să dea socoteala înaintea celuia care este gata să judece vie și morți. M-am oprit la expresia asta, ajunge. La ce ar ajunge? La trăirea asta lumească, pe care, cu regret o spun, mai vine și peste noi. Ne mai încearcă și pe noi și familiile noastre. Acum nu pot să predic la Rădăuț de o trăire lumească. Nu m-am amănut. În slujirii dolești neîngăduite, scrie acolo. Ce dumneavoastră aveți slujirii dolești? Trăiți în idolatrie? Nu. Că spune Pavel, Coloseni 3:5. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este o închinare la idol. Spune-mi, amin? Ajunge? Ajunge lăcomie, ca ce ca om? Și haide în seara asta să ne înarmăm cu gândul lui Hristos. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Mai scrie în Deuteronom 2:3. Să uită Moise la un popor amărât, obosesul, le spune, ajunge, măi. Cât ați ocolit muntele ăsta. 40 de ani de plafonare.
40 de ani de stagnare. Cum se întâmplă câteodată în adunările noastre. Și eu am spus, dacă ar fi stat 40 de ani la Ielim, cu 12 izvoare și 70 de filici, se întindă corpul de acolo să se odihnească. Și tot era mult, nu? 40 de ani, stai într-un loc, nu mi se pare mult? Să stai la umbră. Și tot e mult. Dar ei n-au stat. Ei au mărșăluit. 10, poate 2 milioane de oameni mergeau pe nisip, nori așa de corp, fugeau băitani după oi, după țap, să-i poate, femei însărcinate, buzele umflate de sete, bărbați cu copii în spate, mergeau 40 de ani. Și unde au ajuns? Să uite moi și spune, ajunge, băi, gata, va ajunge. Eu așa am meditat la cuvântul ăsta și mă uit, pocăit de ani și ani de ține, în anumite slăbiciuni, în anumite scăderi, și-o spun, Dragoș, ajunge. Poate vremea să o luăm mai cu hotărâre spre pocăință, spre Dumnezeu, să trăim mai mult pentru Dumnezeu și să murim pentru El. Că cine trăiește, pentru Domnul trăiește. Și cine moare, pentru Domnul moare. Fie că trăim, fie că murim, suntem mai Domnul. Amin. Nu vreau să spun de rătăcire și de tare rătăcire. Dar am mai găsit un verset, cu ăsta închei. Să uite Domnul la ucenici, la noroade, în Matei, capitolul 6, versetul 34, și spune, ajunge zile necazului. Îngrijorări, lucră, trudă multă, sudoare multă. Și știți cum e cu problema îngrijorărilor? Ajunge aceea de azi. Mai dau exemplul ăsta, că mi-e foarte cunoscut. Într-o familie, o fată, o dat la facultate și a reușit. O facultate, 4 ani. Și eu vorbeam cu mama fetei și a spus, o reușit, era la facultate, o reușit, n-am mulțumit. Dar ce când termină, ce crezi, unde a să lucrează? Și a spus, stai mă, că nu a dat niciun examen, mă. Nu a avut încă niciun examen nimic, tu iei tătă grija de peste 4 ani și o consumi astăzi toată, ca să vii mult. Ei e cazul din viitor care poate nici nu vine vreodată și îl consumăm astăzi tot. Și Domnul s-a uitat la ăștia care se îngrijorau, care îți făceau fel de fel de probleme și le spune, ajunge în zile, mă, că ziua de azi nu a fost chiar așa mare necaz. Au avut poate necaz, dar puțin. De ce luași necazul de săptămâna viitoare? De ce luați îngrijorările de săptămâna viitoare? Ce o fi cu voi, cu starea de sănătate a bărbatului, cu copiii, cu căsătorile și de consumați asta. Și Domnul Iisus spunea, ajunge zile necazului. Eu aș vrea ca Dumnezeu să le dea binecuvântare. Amin. Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Ca cel care a pătimit în trup a sfârșitul cu păcatul, pentru că în vremea care mă rămâne de trăit, cât mai rămâne de trăit? După Revoluție, o bătrână, poate avea 80-90 de ani, o suit doi tineri în autobuzul de Bosanci, o așezat pe scaun, o pus cârja și o răsuflat. Uite măi, de ce m-a lăsat Dumnezeu cu zâni până azi? Ca să mă judic și să-mi scotă de pământurile care le-am avut de la tata. Eram lângă ea și am spus, oare de aceea? Tu vei trăi până în seară, vei trăi și mâine, poate vei trăi 100 de ani. De ce te lasă Domnul să mai trăiești în rădăuță? Știi de ce? Ca să trăim pentru El. Să murim pentru El. Să nu mai trăim după poftele noastre, după voia neamurilor noastre, ci să înfăptuim voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze familia. Amin. Încă o dată mă îndrept către sora Leonuța, nu știu dacă te-a cunoscut sau nu. Are rost să trăim. Când a murit la noi, poate m-am povestit fratele Pânzaru, un bărbat puternic în adunare, plin de Duhul Sfânt, presbiter. A murit la 50 ceva de ani. I-a spus la Lilie, sora Lilie, pe câmpul de luptă, eu înțelege. Când moare comandantul, locțitorul, iar locul din oficiu. Și a spus Lilie, Same nu mai este, un prieten bun al meu. Ia stea cu familie și tu mai sus cu demnitate. Sora Nenu, și la neamul ăsta mare, la familiile voastre, mai poate steagul ăsta a familiei voi cu dreptate, cu demnitate. Și rămâneți binecuvântați de Domnul. Amin. Și încă o recomandare,
Voi copii, aveți grijă de mamă. Amin. Amin.